Ca în fiecare an, ianuarie este luna prețurilor mici la haine, încălțăminte sau bijuterii, așa că e mare forfot în mall, iar vânătorii de reduceri au pornit la cumpărături. Printre ei, unii vor să schimbe cadourile primite de Crăciun sau de anul nou. În numai 20 de minute, în acest magazin de bijuterii, două doamne au venit să schimbe cadoul primit de sărbători. Motivele sunt diferite. Fie bijuteria n-a fost pe placul domnișoarei, fie domnul nu a nimerit mărimea. A fost cadou și am ales o mărime prea mică. Și acum am venit să luăm mărimea corectă. O brățară sau ce anume? Da, o brățară. În perioada aceasta avem destul de multe schimburi, având în vedere că tocmai ce a trecut sărbătoarea Crăciunului, majoritatea clientelor noastre au primit cadouri și aleg să vină să le schimbe cu altceva. De ce? Nu le place sau de ce? Cele mai multe variante de schimb au fost pe dimensiune, la inele sau brățări. Cine se află în această situație trebuie să știe că nu are nevoie de bon dacă alege un alt produs cu aceeași valoare. În schimb, pentru altul mai scump, trebuie plătită diferența de preț și atunci bonul fiscal este obligatoriu. Dependenții de reduceri sunt în special adolescenții, susțin reprezentanții magazinelor. Vânează promoțiile, iar în această perioadă au ceva mai mulți bani primiți de sărbători. Au fost reduși de la 400 la 300. Cine ți-a cumpărat? Eu. Tu, din pănuții tăi? Da, de la Colind. Atât ai strâns? Nu, am strâns 16 milioane. A fost muncă de convingere să ieșiți astăzi la cumpărături cu ei? Nu, le-am promis de ieri. Ieri au fost cu unchiul, l-au alergat pe la vreo 3 ore și azi am zis că mă duc eu cu ei, să mă alerge și pe mine. Și câte ore sunteți dispusă să alergați? Cât vor ei. Astăzi așa da, bunică. Da, cât mă țin încheieturile, balamalele, cum se spune. Merg la multe magazine, văd ce produse au și care are cel mai mic preț până îl cumpăr. Dar le vânezi dinainte, vezi care este prețul și aștept să intre reducerea? Da. Această tânără are 14 ani și a venit special din Iași la cumpărături în mall-urile din București. Știu că sunt foarte multe mall-uri în București și am vrut să le bifez pe toate. Serios? Da. Acesta, al câtelea mall bifat este? E al doilea. Care este bugetul? În jur de 2500-3000 de lei. Și de toți banii cumperi haine? Aproape de toți. Cu plasele încărcate, acest domn a renunțat și își trage liniștit sufletul pe margine, lângă un magazin. Vă odihniți puțin? Da. Am luat o pauză de la shopping. S-a mai dus să mai vâneze ce mai găsește pe aici. S-a dus încă prin magazine și dumneavoastră aștepta? Eu aștept aici că nu mai pot să mai mă deplasez. Astfel de anunțuri cu promoții între 50 și 70% vedem acum la toate magazinele. Sunt reducerile de sărbători și mai durează încă 3 zile. Trebuie să știți însă că din 15 ianuarie încep marile promoții. Adică mult mai multă marfă decât acum va intra la reducere. Și în Brașov, mall-urile au fost animate, iar unii au mers la cumpărături în echipă. Îmi place că sunt reduceri și e pentru toată lumea. Așa ai? Am văzut, nu știu, cele mai mari reduceri, unde le-ai văzut? Păi, peste tot și sunt mulțumită pentru că găsesc ce-mi doresc în perioada asta și de obicei îmi găsesc foarte greu. Am găsit tot ce ne-am dorit. Training-uri, bluze, pantalon, ghete. Prețuri foarte bune și foarte convenabile, deci la ce am cumpărat noi astăzi e foarte, foarte... Ne-a convenit, nu știu cum să zicem, ne-a ținut portofelul. Pentru o siguranță sporită, reprezentanții mall-urilor susțin că de la începutul pandemiei dezinfectează cu nebulizator în fiecare noapte și iau toate măsurile de precauție. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.